Tâlhărie pe o stradă din Piatra Neamț O bătrână care mergea liniștită spre casă a fost jefuită în plină zi de un bărbat. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum bărbatul o urmărește atent pe femeie, iar la un moment dat se năpustește asupra acesteia și îi fură geanta, trântind-o la pământ. Potrivit polițiștilor, femeia în vârstă de 77 de ani din Piatra Neamț a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital. Adresorul, în vârstă de 45 de ani, din Piatra Neamț a fost condus la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor.